Vasile Șeicaru s-a născut în această zi, 10 iulie 1951, la Oancea, în județul Galați. Vasile Șeicaru debutează în formația Cristal ca solist vocal în 1970. Din 1978 devine membru al Cenaclului Flacăra, desfășurând o susținută activitate solistică. În 1984 părăsește Cenaclul, dar continuă activitatea de solist folk, apărând pe scenă alături de cunoscuți artiști din zona rock, pop și folk. Din 1990 evoluează în exclusivitate solo, efectuând numeroase turnee în țară și în Germania, China, Coreea, Rusia, Statele Unite, Canada, Suedia. Participă la cele mai importante manifestări folk naționale. La Festivalul Național de Muzică Folk Om Bun primește în 1996 Marele Premiu pentru întreaga activitate. La Festivalul Rock Pop Folk de la Moscova primește Premiul Presei pentru piesa Lumina. Din 1996 reia sporadic colaborarea cu Ștefan Hrușcă și cu Victor Socaciu, împreună cu care concertează în țară și mai ales în străinătate. În anul 2006 primește, din partea președintelui României, Ordinul Cultural în grad de cavaler.